De-aș fi venit. Bună seara, doamnelor și domnilor, și bine v-am regăsit. Încep cu zâmbetul pe buze, deși subiectul pe care îl discutăm în această seară este unul care aduce suferință foarte multor femei, foarte multor copii și nu numai. În această seară, doamnelor și domnilor, discutăm despre violență în toate formele ei, dar cu precădere violența domestică, violența conjugală. Invitații mei din această seară sunt domnul Viorel Angel, comisar șef la Serviciul de Combatere și Prevenire a Criminalității. Bună seara, bine ați revenit. Săruna, mulțumesc pentru invitație. Și bineînțeles, doamna Liliana Șerban, asistent socială. Bună seara. Vă mulțumesc foarte mult că ați venit în platou de la TV Buzău. Dragii mei invitați, îmi face plăcere să stau de vorbă cu dumneavoastră, pentru că domnul Angel, în prezența dumneavoastră, am discutat de mai multe ori aceste subiecte arzătoare, să le spun așa, și a fost o plăcere întotdeauna. Doamna Șerban, veniți ca o specialistă în domeniu, prin recomandarea domnului Angel, și abia aștept să stau de vorbă și cu dumneavoastră. Domnilor și doamna Șerban, spuneam că discutăm despre violență în toate formele ei. Însă, pe lângă ceea ce vedem că se întâmplă pe stradă, în localuri unde oamenii mai consumă un păhărel în plus și se mai iau la bătaie, bun, să zicem că asta s-a întâmplat de când lumea se rezolvă, nu știu, mai bărbătește sau și cu ajutorul legii, dar violența domestică, ceea ce se întâmplă în familie, mi se pare că este un punct ce ar trebui mediatizat tot timpul, dacă nu putem altfel, și să vorbească foarte mult despre ce se întâmplă cu psihicul celor care sunt supuși unei asemenea violențe. Domnul Angel, să vă rog pe dumneavoastră să spuneți câteva cuvinte despre ceea ce înseamnă mai exact violența domestică. Încă o dată vreau să vă mulțumesc pentru că aveți în grija dumneavoastră și în atenție aceste emisiuni care sunt benefice pentru cetățeni, indiferent că sunt părinți, copii, profesori. Este foarte important să discutăm pe această temă, nu ca un semnal de alarmă, dar spun eu că pe toată perioada anului trebuie să avem în atenție violența în familie sau violența domestică, cum de câțiva ani se folosește acest termen. Aș vrea să încep ca să ne dăm seama unde am ajuns cu violența domestică, nu neapărat în județul Buzău, pentru că o să vedeți statistic în județul nostru, nu avem evenimente deosebite pe acest segment infracțional, dar este foarte important să înțelegem cu toții că putem să oprim violența domestică, nu numai noi polițiștii, nu numai dumneavoastră ca reporteri ce sunteți și prin emisiunile dumneavoastră, dar și noi toți cetățenii ca și opinie publică. Exact. Pentru că este foarte important, trebuie să o recunoaștem, am spus-o de nenumărate ori, că în anumite țări balcanice, ca să spun așa, a rămas acea cutumă, acea gândire învechită, da, că putem să ne facem dreptate în familie, noi bărbații, asupra soțiilor noastre sau chiar a copiilor noștri. Și efectul acestor acte violente este uneori dezastros și de foarte multe ori chiar nu se mai poate remedia nimic. Mă refer la o lovitură mai puternică soției sau copilului, rezultând în urma acestui act violent, decesul acestora. Nu mai poți să remediezi nimic. Dacă o teamă, o frică, o emoție, poți să o refaci în timp, din punct de vedere psihic, decesul victimei, ca să spun așa. Sau importante probleme fizice ce rămân în urma unui scandal conjugal. Am văzut soți ce s-au înghiat, am văzut fel de fel de traume fizice suferite, maxilar rupt și așa mai departe, ceva ce nici nu putem să ne gândim, adică refuz să concep că cineva își face dreptate cu pumnul într-o familie. Până la urmă, atunci când formezi o familie, te unești dintr-un soi de dragoste și respect. Astea trebuie păstrate și dacă dragostea se spune că dispare cu timpul, trebuie să-ți rămână respectul și apropierea, faptul că se dă naștere unui copil sau mai multor copii, și atunci, din respect pentru aceștia și pentru soție, trebuie să ai alte căi la îndemână pentru a-ți impune punctul de vedere, dacă ține apărat să faci asta, dar nu cu pumnul, pentru că îmi place de asemenea să cred că am trecut peste era când eram, nu știu, mai aproape de originea animală decât de ceea ce suntem acum, și dacă tot pretindem că suntem civilizați, că avem școală și că trăim într-o societate civilizată, să ne, nu știu, cizelăm până la capăt, să lăsăm legea pumnului deoparte, să o facem cu vorbele sau cu gândirea. Cred. Asta, cei de mass media permanent transmiteți pe posturile locale și naționale exemple. De foarte multe ori
unii cetățeni spun că există foarte multă violență la televizor prezentată. Dar, vedeți dumneavoastră, o formă de prevenire este și prezentarea acestor aspecte. Conștientizarea, trebuie până să la urmă. Fim conștienți că se poate întâmpla și în jurul nostru aceste aspecte. Vedem, așa cum ați punctat și dumneavoastră, și eu voiam să ating acest aspect. Când zicem violență în familie, ne gândim cu toții la o palmă, la un pumn, la o înjurătură, că așa au rămas din păcate obiceiurile, ca să nu le spunem tradiții. Dar vedeți că în ultimii ani vedem în exemplele dumneavoastră mediatice topoare, cuțite, bâte și... Soți care au dat foc soțiilor. Deci nu mai vorbim de aceste exemple. E de neconceput, de neconceput. Și vedem că nu se mai omoară cu o lovitură de cuțit, ci se omoară cu 40 de lovituri o de cuțit. O ură extraordinară ce reiese și în astfel de situații. La un moment dat stăm și ne gândim unde ajungem. Vorbim de societatea românească până la urmă. Da, da, da. Dacă îmi permiteți o paranteză, la nivelul județului Buzău, ca să... Să știm la ce statistică ne raportăm. Eliminăm acest subiect, că m-ați rugat să vin și cu câteva statistici. Avem comparativ 2013 cu 2014. Dacă îmi permiteți, noi am venit acum cu o comparație pe an, ca să ne facem o părere. Toți suntem la începutul anului 2015. Cum am spus mai devreme, nu avem o situație deosebită. Pentru noi este un lucru foarte important, pentru noi, polițiștii, și cât și pentru cetățenii județului nostru. În 2013 am avut doar o infracțiune de omor în mediul familiar, în 2014 două. Tentativă de omor în 2013 n-am avut niciuna, o singură infracțiune de tentativă de omor în 2014. Vătămări corporale 3 cu 2, dar ne apropiem de două infracțiuni, unde numărul este un pic mai mare și o să-l explicăm în emisiune. Și de ce? Și ceea ce trebuie să facem să nu ne mai înregistrăm cu acest număr destul de mare. Mă refer la infracțiunea de loviri. În 2013 am avut 125, iar în 2014 cifra s-a dublat. Avem 253 de infracțiuni de loviri înregistrate, sesizate la nivelul județului. Iar infracțiunea de amenințare, pentru că este inclusă ca infracțiune în domeniul familial, avem 29 în 2013 și 36 de în 2014. Vedeți, tragem o rapidă concluzie aici. Evenimentele deosebite, cum le spunem noi, omor, tentativă de omor, vătămări corporale grave, lovituri cauzatoare de moarte, nu avem decât la nivelul 1-2 infracțiuni, dar când ne uităm la loviri și la infracțiunea de amenințare, vedem că ele sunt destul de mari, 253 în 2014 și amenințări peste 35 la număr. Deci este clar că în mediul familial ne lovim de două aspecte grave, lovirile și amenințările. Deci este clar că cei care au tendința de a agresa membrii familiei, părinți asupra copiilor sau chiar copii asupra părinților, sunt această amenințare, agresiune verbală prin amenințare, da, te omor, îți fac un rău și așa mai departe, sau chiar... Lovir. Ridică palma, pumnul sau fac apel la corpuri contundente sau mai grav corpuri ascuțit tăietoare și rezultă vătămările foarte grave sau pot rezulta, Doamne ferește, aceste vătămări foarte grave, uneori chiar și omor. Decese. Exact. Da. Din păcate, societatea în care trăim ne oferă exemple zilnic din această gamă de amenințări, de loviri, de violențe, de omoruri, tentative de omor și așa mai departe. Tot societatea în care trăim blamează uneori faptul că arătăm prea mult la televizor așa ceva. Nu e prea mult. Prea mult e ce se întâmplă. Dacă le arătăm, le arătăm ca să vadă lumea ce se întâmplă dacă bei prea mult. Ce se întâmplă dacă îți jignești soția nu știu cât timp. Ce se întâmplă cu copilul tău dacă îl bați în fiecare an, la fiecare notă proastă, în loc să-i spui din vorbe că nota proastă poate fi remediată și ai încredere că va învăța mai bine și tu îl vei susține să învețe mai bine. Să scoți cureaua la prima notă de 4 cu care îți vine copilul, mi se pare o idioțenie extraordinară. Nu o să-ți învețe mai bine de frica curelei dacă nu-l duce mintea mai mult, ci poate să ia 5 dacă îl susții tu. O să mut un pic discuția către doamna Șerban. Doamna Șerban, în calitate de asistent social, sunt convinsă că ați întâlnit fel de fel de cazuri. Și știți foarte bine și ați putut vedea din exemple clare ce v-au trecut prin fața ochilor ce înseamnă pentru psihicul unui copil sau psihicul unei mame să fie terorizați de un soț respectiv, de un tată respectiv, un soț violent, în diferite forme, violența în diferitele ei forme.
Da, fiecare victimă care se prezintă este foarte traumatizată, are o stimă de sine foarte scăzută. Copiii, în general, sunt cu randament școlar scăzut, nu pot să mai facă față gândindu-se la problemele pe care le are în propria familie. Și atunci intervine cumva și îndepărtarea aceasta și de colegi și de școală, se izolează cumva de grupul, de se interiorizează. Sau poate, datorită traumelor de acasă, nu poate să fie mai deschisă în familie și să devină agresiv în comunitate, la școală, la liceu, în grupul de prieteni. Care refulează efectiv în societatea în care trăiește. Într-adevăr. Deci este un mod de a rezolva problemele cu care se confruntă la un moment dat, pentru că așa a văzut în familie că face tata, rezolvă problemele cu pumnul și atunci așa face și el. Trebuie să, ca adult, trebuie să se gândească fiecare părinte: domne, eu am văzut la tatăl meu că procedează în modul acesta, în modul ăsta rezolvă o problemă, sau încerc să găsesc o soluție în mod normal, civilizat. Pumnul nu este o soluție. Câtă utilitate poate să aibă soluția pumnului? Exact, plus că... N-are nicio soluție. Văzând acasă că nimic nu s-a rezolvat vreodată cu pumnul, ci doar au trecut câteva zile până la următoarea bătaie sau următoarea ceartă, atunci trebuie să gândească toți, înainte de a ridica palma sau pumnul, sau să înjure, sau să vorbească foarte urât. Dacă acasă nu s-a rezolvat, nici eu nu voi rezolva propriile situații. Categoric. Cu această metodă. Discutam mai înainte că, în general, familiile violente sunt, în general, fac parte din toate categoriile sociale. Dar preponderență o au familiile din mediul rural și cu nivel de școlarizare scăzut. Victime care au 3-4 clase, poate nicio clasă, deci total analfabete, de etnie romă, iarăși, unde obiceiuri la ei, n-ai cum să-l modelezi, încerci în fel și chip. Face parte din natura lor să aibă astfel de relație în familie. Oricât s-a încercat, oricât am zis, doamne, hai să faci așa, hai să nu mai recurgi la violență. Dacă bei, mă rog, vrei tu să bei, că așa ți este poftă, vii acasă, nu-ți mai lua soția la bătaie, nu-ți mai lua copilul, așează-te în pat, culcă-te, odihnește-te și lasă scandalul. Vedeți noastră, sămânța de scandal e mai puternică atunci când una dintre persoane este sub influența alcoolului. Sunt convinsă de asta și se demonstrează. Copiii sunt permanent traumatizați, deci ei nu au ce să învețe ceva bun într-un mediu conflictual. Nici n-ai cum. Nici n-ai cum. Nu ai Doar cum. Noi ne încercăm pe toate părțile să găsim soluții, noi judecăm, noi suntem capabili să vedem. Asta pentru că trăim într-un anumit mediu, pentru că am învățat la școală, pentru că nu ni s-a dat voie la școală să ne batem, pentru că am fost pedepsiți dacă îi trăgeam un șut în fund colegului de clasă, ceea ce toți făceam când eram mici, că așa eram și noi. Și aceasta este o violență. Exact, e o violență, dar la școală ne pedepsea. Pe vremea mea se stătea la colț dacă făceai o prostie de genul ăsta și dacă ți-ai împins colegul când alergam să intrăm în clasă. Eu am stat la colț de vreo două ori că mi-am împins un coleg la ușă, dar așa, dintr-o joacă, și totuși am fost pedepsită. Dacă s-ar merge la școală suficient că atingem un anume subiect, cu câți analfabeți avem și cu câți copii care încă păzesc vaca la țară, deși școala în comună stă goală, poate că n-am mai avea rata asta atât de mare a violenței în familie, pentru că n-ar mai fi în cultura atât de puternică și n-ar mai fi acaparat atât de mulți din mediul rural. Da, într-adevăr, dar nici părinții nu se mai implică atât de mult pe cât în creșterea copilului, în educația lor, pe cât se ocupa în trecut. Nu mai există acel respect unul față de celălalt. De aici intervine, deci, în primul rând, dragostea și respectul adulților între ei. Ce să vadă copilul dacă mama și tata nu se mai iubesc, nu se mai respectă? El ce să învețe? Ce să înțeleagă? Ce să înțeleagă din relația părinților? Nu înțeleg nimic, nu învață nimic. Deci nu are un model. N-au ce să asimileze din familie ca valoare morală.
Nu. Tata bea, o bate pe mama, ok, și eu cu nevastă mă o să fac la fel, că dacă n-ascultă, îi trag una. Ăsta e principiul, deci trebuie să recunoaștem. Domnul Angel, văd că m-a aprobat din... Părinții spunea foarte frumos doamna Liliana și adevărat că școala este foarte utilă pentru educația copilului. Ne construiește ca oameni, dincolo de că luăm 10 la română sau 8. Domnul Angel, ne face oameni școala. De acolo ne-am modelat toți. Intrăm așa, niște bucăți de lemn brute, să spun așa. Acolo vine profesorul ăla și te sculptează pe toate părțile și la valoare morală, și la educație, și la frumusețea pe care poți să o emani mai târziu ca om. N-ai școală, ești lacunar din multe puncte de vedere. Foarte adevărat. Dar până să ajungem la școală cu copiii, trebuie noi părinții să avem foarte mare grijă. Corect. Cum îi creștem și, în primul rând, cum îi educăm. A crește un copil, a hrăni... 7 ani de acasă, zice doamna Șerban. A crește un copil nu înseamnă să îi asiguri hrana necesară și atât. Da, și sau 10.000 de telefoane și nu-l vezi cu săptămânile. Să neglijăm din punct de vedere al educației. Pentru că revenim la violență, vrând nevrând tot în jurul acestei axe ne învârtim. Violența permanentă, ca să spun așa, în familie, de timpurie, de când copilul este mic, el va crește permanent cu violența lângă el, el va duce mai departe această violență în stradă, corect, la școală unde o să-l dăm mai departe și să nu uităm că exemplul părinților este cel mai puternic pentru copil. Când și el la rândul lui va ajunge un adult și să sperăm că și el o să-și întemeze o familie, va face la fel ce a văzut la tatăl lui, de exemplu, să-și bată soția, să-și bată copiii, el gândind în subconștient că aceste activități sau acțiuni violente ține de normalitate. Corect. Și nu este corect. Dacă îmi permiteți, am venit pentru emisiunea dumneavoastră pregătit cu, hai să spunem, portretele cu ghilimele ale actorilor violenței domestice. Și aș începe cu cei care sunt expuși cei mai mult. Victimele, de data aceasta, ne referim la copii. Unde se poate ajunge cu violența în condițiile în care copiii sunt tot timpul învăluiți, înconjurați și văd permanent zi și noapte violență? Apar problemele fizice, apar probleme emoționale și mentale. Avem în condițiile astea o dezvoltare fizică lentă. Este normal, într-un mediu este ca o floare care nu-i pui apă, niciodată acea floare care nu o uzi și nu o pui la fereastră, la soare, nu avea lumină și căldură, nu se va dezvolta. Dar problemele grave încep de aici încolo. Avem probleme psihologice. Copilul nu are încredere în sine. Are depresie, are o comportare de viață cu colegii permanent violentă, el fiind însuși un tip foarte nefericit. De asemenea, va da dovadă de agresivitate. Permanent o să vedem că o să ne sesizeze școala, că s-a bătut ieri, s-a bătut și astăzi, probabil că se va bate și mâine. De multe ori ei, după ce încep cu aceste acte violente, fug de acasă, se constituie în grupuri, găști, cum își spun ei, cu multă fală și, bineînțeles, că adunându-se mai mulți cu gânduri... Amploarea violenței exact, de care dau dovadă crește. Apare infracționalitatea stradală. Și nu mai vorbim de violența în familie, vorbim de violența stradală, violența din societate și ne referim aici la infracțiuni de tâlhărie, da? Cazuri permanente la nivel național de tâlhărie a unor persoane de posedarea de bunuri prin violență. Cetățenii sunt bătuți, li se iau portofelele din buzunar, doamnele sunt urmărite pe stradă, li se smulgă bijuteriile de la gât sau poșetele după umăr și asta poate să plece tot de la lipsa educației și de la încurajarea violenței din familie. Mai mare departe, copilul va începe să consume alcool, va începe să consume droguri. Că el întotdeauna o să o ia pe această pantă, pe extrema, să spunem, negativă, da? Și, bineînțeles, când spui violență, îndoit cu alcool și cu droguri, deja... Produsul este unul dezastruos. Nu mai este nevoie să continui, să vedeți unde ajungem. Ei se vor identifica în niște eroi, dar niște eroi negativi. De aceea, vedeți, de la acea violență, zicem noi, banală, violență din familie, acea înjurătură sau acea palmă, că așa începe sau violența în familie. Comportament agresiv exact, și verbal și fizic. Asupra copiilor, ei vor fi, noi pentru ei vom fi modele, iar ei mai departe vor fi exemplele noastre. Și atunci este foarte important să înțelegem că atunci când ne constituim o familie, ne formăm un cămin, care zic eu după mine că familia este cel mai de preț lucru care poate să existe pe pământ, cu siguranță. Trebuie să fim foarte atenți în momentul când
ne hotărăm să pornim la acest drum, să ne gândim atât noi bărbații cât și femeile, dacă suntem pregătiți să ne întemeiem o familie, să trăim într-o viață de cuplu, pentru că apar probleme, apar uneori neajunsuri și este bine să fim pregătiți și tot noi părinții să ne pregătim copiii pentru micile probleme care inerent ele apar în vrem sau nu viitorul vrem, nostru. Avem nevoie și necazuri. Important este să știm să le trecem împreună, nu scindați, nu cu eu sunt cel mai puternic, tu ești femeie, crești copii, stai la cratiță. Mentalitatea cred că e esențială în cuplu, în modul în care ne acceptăm reciproc. Văd familii unde soțul sau soția nu lucrează. Cel care nu lucrează este ușor presat de celălalt, că tu nu câștigi, că tu nu aduci bani, că tu nu faci. Și cred că de aici se pot isca foarte multe scandaluri într-o societate în care sunt puține familii unde amândoi lucrează și unde problemele financiare sunt extrem de mari. Sunt situații și telespectatorii cred că sunt de-a dreptate când sunt familii foarte multe unde de data aceasta lucrează opus mentalității noastre, da? Muncesc foarte mult femeile, pleacă de acasă de dimineață până seara, ori la anumite întreprinderi de confecții, iar bărbații rămân acasă. Bărbați care nu completează, să spunem, educația lipsei mamei, ci nu fac niciun menaj și având foarte mult timp la dispoziție, își umplu acest timp cu preocupări mai puțin ortodoxe, activități infracționale sau activități în gașcă, în grupuri, în cârciumi. Da, statul la cârciumă, băutul până picăm jos și apoi ne ducem acasă, bată nevasta și copilul. Când vii acasă seara, încep să-ți bați soția că nu a făcut mâncare când ea abia vine la servici. Da. Sunt exemple. Nu sunt situații și abuz. Vreau să înțeleagă că violența în familie nu este neapărat soțul își bate soția. Avem și soți care... Cu fondul consumului de alcool se pot întâmpla tot felul de evenimente nedorite. Toată lumea ridică palma asupra celuilalt. Care e mai nervos, ala lovește. E femeia mai nervoasă, lovește ea. Că nu are curaj să lovească soțul. Sau aceeași forță fizică. Pentru că aici cred că e mica problemă de unde sunt statistici diferite și anume mai mulți soți care își bat soțiile. Pentru că soțiile n-au aceeași forță fizică și curaj întotdeauna să-și agreseze soțul. Însă asta nu înseamnă că nu beau sau că nu fac chiar ele însele scandal în familie. Sau chiar ele își pedepsesc sau își bat copiii. Da, asta da, este realitatea. Da. Deci am văzut situații în care mamele sunt teroriste, teroriste de-a dreptul, 3-4 copii după ce că n-au ce mânca, bătaie la greu. N-ai făcut aia, bătaie. Ai luat notă proastă, bătaie. Ce faci? Ai ieșit din casă, bătaie. Bun, ok, dacă l-ai născut, vrei tu să iasă neom din mâinile tale? Mă uit la noastră, doamna Șerban, și cred că ați avut și noastră situații în care mamele își pedepseau exagerat copiii și îi pedepseau cu violența fizică. Am înțeles pedeapsa psihică și morală. Nu ai făcut aia, nu ai voie în parc. Nu vrei să înveți sau nu vrei să mănânci ceea ce... Până la urmă, mama poate să-i spună copilului că trebuie să mănânci și de aia și de aia și de aia, că încercăm să-i creștem sănătos, pedepsește-l frumos. N-are voie la televizor, n-are voie la telefon, n-are voie la nu știu ce. Asta pentru că nu are educația necesară pentru a acorda copilului o șansă de a se dezvolta armonios. Pentru că dacă mama ar fi educată, bun, n-a făcut copilul ăla, bun, de ce n-ai făcut? Hai să vedem ce s-a întâmplat. Tratăm cauza, nu efectul. Exact. Hai să vedem ce n-ai știut la școală. Ai luat o notă proastă la matematică, la română. Bun, de ce ai luat? Ce n-ai știut? Hai să încercăm... Să remediem cumva. În felul acesta. Ca să-l bați de fiecare dată când a făcut o prostie, nu rezolv nimica. Mai mult îl traumatizez din punct de vedere psihic, emoțional și corect. Va fi cumva paralizat și nu va mai face față pe viitor la alte probleme. Va avea un handicap moral, să-i zicem, dacă nu chiar psihic cu timpul din cauza violențelor. Deci va crește cu un retard mental, un retard psihic, emoțional. Dar asta pentru că și ele la rândul lor au fost crescute în trecut crescute în același mod și n-au știut cum să trateze problema cu care se confruntă în prezent. Și de aceea recurge la violență asupra propriul copil. Vă dau un exemplu care m-a șocat. Eram într-o seară într-un hipermarket, m-am dus să-mi iau pâine și plecam cu sacoșa cu pâine din hipermarket și cu toate gândurile mele
Iar undeva în fața mea auzeam o fetiță care plângea teribil. Era un copil așezat într-un căruț din acela de cumpărături, foarte frumos, care plângea groaznic pentru că voia să desfacă un ou din acela cu surprize. Mama, extrem de bine îmbrăcată, extrem de aranjată, o femeie foarte finuță, ai fi admirat-o dacă o vedeai în alt context. Răspunsul mamei pentru fetița care nu avea mai mult de 3 ani. Dacă nu taci, îți trag două peste gură de nu te vezi. Sau te omor. Deci îmi venea să mă duc să o trag de mânecă și să o întreb dacă nu e rușine în mijlocul hipermarketului, când o vede atâta lume, să-i spună copilului că îi trage două peste gură de nu se vede. Dacă ai un copil și îi tragi două peste gură la 3 ani, o să ai un copil handicapat moral când o să fie mare. Și tu, mama, tot un handicap ai dacă faci chestia asta. Putea să explice, deci, că nu este frumos să desfacem acel ușor. Dar noi îl punem în brațe, nu-i da copilul jucăria mână dacă n-are voie să joace cu ea. Nu? Greșesc? Serios? Agresiunea verbală de foarte multe ori poate să ducă la probleme psihice foarte grave. Mi se pare normal. Pentru că și pe mine, dacă m-ar teroriza cineva psihic în felul ăsta, probabil că după vreme aș claca. Și vorbim de un copil care nici nu știe ce să aleagă și cum să gândească. Domnilor, luăm o mică pauză de publicitate acum și vom vorbi și în pauza a doua, în partea a doua a emisiunii, despre același subiect și despre cum putem să ne implicăm toți din societate ca să combatem virusul ăsta ce este în tot mai multe familii de la an la an. Așadar, doamnelor și domnilor, după mica pauză de publicitate, ne revedem în direct. Am revenit în direct, doamnelor și domnilor, și stăm de vorbă în continuare cu invitații mei, și anume domnul Viorel Angel de la Combaterea și Prevenirea Criminalității și doamna Liliana Șerban, asistent social. Domnilor, am purtat și în prima parte a emisiunii aceeași discuție despre violența domestică, violența din familie în mod special, și purtăm aceeași discuție și acum. Aș vrea să vă întreb, domnul Angel, pentru că există pârghii legale pentru oamenii care sunt supuși violenței și care vor să se separe de cel care încearcă să le distrugă viața până la urmă. Pârghiile legale sunt la dumneavoastră. Și în mod special aș vrea să discutăm despre ordinul de restricție. Dacă îmi permiteți, până la ordinul de, așa cum a spus dumneavoastră, de restricție, cum îl știe toată lumea de câțiva ani, el de fapt la carte sună ordin de protecție, pentru că până la urmă nu este o restricție față de agresor, ci este o protecție față de victimă. De aceea și numele. Aș vrea să îmi permiteți să citesc definiția violenței în familie, să vedem de unde plecăm și ce a făcut legiuitorul pentru a proteja victima, așa cum a spus și dumneavoastră, făcându-i o restricție agresorului. Celui care încearcă să distrugă. De fapt, toată lumea vorbește de violență în familie. Haideți să vedem, de fapt, ce reprezintă unitar această violență. Reprezintă, de fapt, violența în familie, reprezintă orice acțiune fizică sau verbală. De foarte multe ori considerăm că noi facem violență, nu... Da. O să vorbim despre această asta, violență că... domestică, dacă vorbim foarte urât, răstit sau amenințăm. Dar această violență, care nu este numai fizică, dar este și verbală, săvârșită cu intenție de către un membru al familiei, deci vorbim iar de familie, împotriva altui membru de aceleași familie, care provoacă o suferință ori fizică, psihică, sexuală sau un prejudiciu material. Datorită acestor evenimente, să spunem... în număr din ce în ce mai mare, anual, legiuitorul s-a gândit să vină în protejarea victimei și aș vrea să prezint legea 217 din 2003 și mai ales modificarea acestei legi cu cea din modificarea din anul 2012. Aici găsim pentru prima dată ordinul de protecție. Este foarte important. De ce zic că este important pentru a se ști de acest ordin? Cum am spus în prima parte a emisiunii, că de foarte multe ori în familie, soția sau copiii sunt agresați, bătuți foarte rău, iar femeia, ca și victimă de foarte multe ori, am mai vorbit noi de acest aspect și la altă emisiune, de foarte multe ori nu vine la poliție nu să sesizeze situația
creată în familie, gândind că poate să trăiască în felul acesta 10, 20, 30 de ani de căsnicie. Să crească copilul. Nu plec de rușinea lumii din sat sau de rușinea vecinilor din bloc. Nu plec că n-am unde. Un aspect deosebit de important pe care îl vom discuta cu dânsa. De foarte multe ori nu reclamă pentru că se gândește că nu are unde să se ducă sau mergând de la poliție înapoi acasă, soțul agresiv o așteaptă și va continua cu actele violente. Acest ordin de protecție este foarte bună, vă spun, ca și polițist care a lucrat foarte mulți ani pe prevenirea infracțiunilor cu violență, prevenire și combatere. Aș vrea să prezint puțin ordinul de protecție, să înțeleagă toată lumea că el este foarte binevenit pentru protejarea victimelor, în special a familiei. Deci, persoana a cărui viață, integritate fizică sau psihică, ori libertate este pusă în pericol printr-un act de violență din partea unui membru al familiei, poate solicita instanței ca în scopul înlăturării stării de pericol să se emită un ordin de protecție. Acest ordin de protecție poate să dispună cu caracter provizoriu una sau mai multe dintre următoarele măsuri sau obligații. Și aici ajungem la aceste aspecte, măsuri care de fapt sunt esența ordinului de protecție și aș vrea să-mi permiteți foarte pe scurt să le enumerăm, pentru că fiecare persoană care urmărește această emisiune se poate regăsi în una din aceste situații. Și având curaj, regăsindu-se aici, eu sper să nu se regăsească multe persoane, dar dacă totuși una din aceste persoane se regăsește în aceste situații, este foarte bine să se sesizeze, să apeleze la ajutorul dumneavoastră, instituțiile în drept, pentru că, uitați, există o formă de protecție și că lucrurile nu mai stau așa cum stăteau până acum câțiva ani, că legea n-are ce să-mi facă și că și îl amendează pe soțul și după aceea acesta vine mai nervos și mai băut și îmi va aplica o corecție corporală mie sau copiilor. De ce poate, prin ordinul de protecție, ce se poate întâmpla cu agresorul, ca să vorbim așa. Evacuarea temporară a agresorului din locuință, indiferent dacă acesta este titularul locuinței respective. Deci legea permite ca victima, chiar dacă nu este proprietar, să rămână acolo și agresorul să plece. Sau fără copii, în funcție de situații. Da. Și agresorului să-i să pună în vedere să părăsească propriul domiciliu, propria locuință. Foarte bine, mi se pare normal. Este foarte corect. Bineînțeles. Reintegrarea victimei și după caz a copiilor în locuința familiei, dacă aceștia disperați, ca victime mă refer, au plecat și au stat temporar, să spunem, la în altă parte, a unor rude sau la niște prieteni. De asemenea, se poate limita dreptul de folosire a agresorului numai asupra unei părți a locuinței. Dacă permite construcția arhitecturală cu două intrări în acea locuință, se poate hotărâ prin instanță judecătorească, că o să vedeți competența cui este de emitere acestui ordin. Este practica instanței judecătore. Judecătorul este cel care emite acest ordin. În baza sesizării, ora părții vătămate, ora organelor de poliție sau, de ce nu, a unor ONG-uri, cazul... Cum este doamna Șerban? ONG-ul acesta minunat, care este arhicunoscut nu numai în Buzău, ci în tot județul, Sfântul Sava de la Buzău, și în țară, exact, bine a completat doamna Liliana. De asemenea, poate obliga agresorul să păstreze o distanță minimă determinată față de victimă și de copii. Aceasta poate să fie de câteva sute de metri sau chiar să-i interzică agresorului să deplaseze în altă localitate, acolo unde habitează victima, până când se rezolvă această situație, stare conflictuală sau, de ce nu, un dosar penal care a rezultat în urma agresiunii. Deci, vedeți dumneavoastră, există cadrul legal. Practic, această lege ajută foarte mult ca victima să înțeleagă că este protejată de lege, de către anumite instituții, și să-i dea, practic, gândirea și curajul și să se rupă de situația asta, De aceste cutume. Da. Să înțeleagă că se poate adresa anumitor instituții, anumitor persoane și vor fi protejate foarte bine și nu așa ca o formalitate. Exact. O să vreau să discut câteva minute cu doamna Șerban. Doamna Șerban dânsu spunea acest ONG e bine cunoscut. O să vă rog să ne spuneți unde lucrați dumneavoastră. Da, lucrez în cadrul Fundației Sfântul Sava, al cărui președinte este părintele profesor dr. Mile Mihail. Avem mai multe proiecte sociale, avem așezăminte de bătrâni, centre de violență, tabere pentru copii defavorizați în județul Buzău, cât și în Delta Dunării.
În prezent avem un derulare, un complex social pentru amenajare, o fostă unitate militară dezafectată. Un proiect extraordinar. Un proiect într-adevăr și printre care este acest centru de urgență violența în familie. Scopul, obiectivul acestui centru de violență este recompunerea familiei în condiții de siguranță. Noi fiind un ONG creștin-ortodox, mergem pe familie. De aceea, de fiecare dată, încercăm să vedem nu numai punctul de vedere al victimei, care poate să vină, da, m-a bătut, dar hai să vedem de ce s-a ce ajuns, se întâmplă, ce de s-a fapt, întâmplat în familie. În familie. Pentru că aici trebuie să lucrăm și încercăm să conciliem familia pe ansamblu, astfel încât să încercăm să readucem soț, soție sau, mă rog, parteneri, cum este mai la mod acum, să-i readucem împreună ca să aibă o familie, să aibă copiii un model parental, dar un model frumos. Un model în care să nu mai existe violență, în care să nu mai copilul să se mai teamă, stai că vine tata acum băut, o ia la ceartă pe mama. Să-i fie urât efectiv copilului să se ducă acasă, pentru că știm că sunt astfel de cazuri. Da, și de aceea noi mergem în general pe consiliere și pe recompunerea familiei. A existat însă, într-adevăr, și un caz la care noi am mers pe emiterea acestui ordin de protecție. Pentru o perioadă de 30 de zile a fost emis. În completare aș veni la ordinul de protecție, cum a prezentat domnul comisar, că victima, dacă se simte în continuare amenințată, poate solicita o prelungire a ordinului de protecție. Deci, până la 6 luni. Este foarte important să cunoască și acest aspect. Dar în cazul de care vă spuneam, o instanță a hotărât un termen de 30 de zile ordin de protecție pentru victimă și victima a mers din nou la locuință. Frumos a fost că după această intervenție a noastră și acel ordin de protecție, cei doi parteneri s-au împăcat și s-au și recăsătorit și acum sunt foarte bine împreună. Deci a fost ca fost o lecție de viață. A fost o lecție de viață pentru agresorul respectiv și probabil că multe persoane se tem să ceară ajutor din afară și încearcă să găsească soluții în familie, neapelând la persoane neutre, cum ar fi un ONG, cum ar fi poliție, cum ar fi asistența socială din cadrul primăriilor de origine. Dar în momentul în care victima are curajul să se exprime, să-și arate nemulțumirea de ceea ce se întâmplă în propria familie, atunci agresorul zice, hopa, stai așa, a ajuns povestea mea la poliție, a ajuns la... Stai că nu mai sunt eu de capul meu și fac ce vreau. La instituția Y sau... Și atunci, mă rog... Dă un pic înapoi și se desmetișește cumva și atunci... Măcar de rușine. Conștientizează. Da. Conștientizează că n-a făcut bine cum a procedat până la acel moment. De-aia noi încercăm să conciliem ambii parteneri ca să fie totul bine atât pentru ei cât mai ales pentru copii. Mai ales. De cât timp, de câți ani sunteți în sistem? Din 2004. Adică 11 ani, ce se împlinesc probabil acum în 2015, mulți ani înainte în acest domeniu. Faceți o muncă extraordinară, dar trebuie să vă întreb în cei 11 ani, care a fost poate cel mai grav sau mai semnificativ caz pe care l-ați văzut? Fiecare caz are complexitatea lui, exact. Fiecare caz are particularitatea lui, fiecare caz este tratat individual, niciunul nu seamănă unul cu celălalt. Ca atare, n-aș putea să spun cazul X a fost mai grav decât cazul Y. Nu, fiecare. Violența, când spui violență, este violență și punct. Este gravă per total. Este gravă în general. În general. Ce spun femeile care ajung la centrul dumneavoastră? Mă refer la faptul că dacă unele se află poate la un prim episod al violenței, s-au speriat și au plecat și au avut curaj, altele cu siguranță se află la ani de zile în spate în care au stat și au suportat un asemenea tratament. Da, asta a fost alegerea lor. Da, bineînțeles.
Doar că ar fi putut poate să primească ajutor mai devreme dacă ar fi avut curaj să plece și să spună. Da, exact cum spunea și domnul Cusar, există aceste cutume. Nu au apelat, le-a fost poate și teamă de agresor, teama de spațiu locativ, că unde se va mai duce, exact, de aici cu copilul. Exact, mai ales când există și copii la mijloc. Da. Dar noi avem acum această posibilitate pe o perioadă limitată de timp, așa cum este și titulator al centrului de urgență, deci nu este pe o perioadă întinsă de găzduire, unde noi putem primi victimele astfel încât o perioadă să fie scoase din mediul acela violent, timp în care noi să încercăm să găsim o soluție. Ori printr-un ordin de protecție, ori prin consilierea agresorului și îndreptarea lui să aibă o altă atitudine față, exact, de... Exact, să schimbe ceva în modul în care ceva. Gestiona problemele în familie, ca așa cum spuneam. Un caz în care victima era foarte traumatizată, așa, avea un copil, soțul consuma foarte mult alcool, după orele de program, deci nu în timpul programului. Și venea acasă și copilul puțin cam răsfățea și mama îl mai articula puțin. Mai dădea o părmuță așa la fund, că stai cu minte, că n-ai nu faci bine ce faci sau ceva, da, de genul. Las că te spune lui tata ca să te bată când vin noi acasă. Cum venea tata pe ușă, tati s-au bas pe mami că m-au certat sau că m-au urecheat sau... Și tatăl executa. Executa. Bineînțeles, abia aștepta. Abia aștepta. Foarte ascultător. Și am dat un exemplu. Bun, dumneata, acum, faci ceea ce spune copilul. Da. Dar gândește-te că raporturile de forță se vor inversa la un moment dat. Dumneata, și vei avea copilul mai puternic ca forță, tine. Copilul va crește, va avea noi puteri. Iar dacă îți va spune tată să-mi iei un telefon... Da. Ultra performanță sau mașină, ultima fiță care a apărut, da, în mod, și natan nu îi vei putea oferi. S-ar putea să iei bătaie întoarce... exact cum... Da. Și cum, copilul meu? Păi, da, nu, dar arată-i, arată-i că-ți bați nevasta în fiecare seară, da, și apoi să nu te aștepți ca acest copil să ridice și el mâna la tine. Și pe urmă a stat el și a reflectat și ne-a dat dreptate. Păi. Ulterior, la monitorizare... Am întrebat-o pe doamna. Ei, doamnă, cum a fost? Cum este? Da, da. S-a schimbat ceva? Zice, da. Păi zice, acum tot așa copilul încearcă să-l controleze, să-l, să-l manipuleze pe tatăsu. Și tată, ca așa și pe dincolo. Da? L-a articulat tatăl pe el. Și acum copilul a fost așa... șocat. S-a cum schimbat... a dat tata în mine o pălmuță? Adică, da, copilul fiind micuț, da, undeva, da, la vreo 5-6 anișori și i-am zis, doamne, când aveți o problemă vis-a-vis de comportament între dumneavoastră sau așa, nu mai discutați în prezența copilului. Exact. Clar, asta nu... Sau orice este în legătură cu copilul, vă puneți comun de acord înainte, fără să fie el prezent. Și atunci copilul a fost așa foarte... speriat, cum? Da, s-a inversat raportul și vedem, situația s-a schimbat mult în bine și acum nu mai sunt probleme. Cred că așa respectivă ar trebui să facă toți. În primul rând, discuțiile dintre soți, care vizează relațiile dintre ei, situația financiară a familiei și așa mai departe. Fără copil care să stea cu capul când la unul, când la altul, când la unul, când la altul, mama zice așa, tata așa, ăla așa, ăla așa, să-i aglomerezi mintea copilului discutând despre și... relații sexuale, despre bani, despre tot ce se discută într-o familie. Deci nu mi se pare normal să poarte discuțiile de față copiii și n-ar trebui să întâmple asta niciodată. Și problema e care copiii nu au nevoie să participe la, exact, aceste discuții pentru că nu este nu-i în sarcina lor. Nu-i pentru mintea lor și, exact, nu e în sarcina lor să le gestioneze. Trebuie să se bucure de copilărie, să se joace, să fie vesel, să învețe, să aibă limpede mintea pentru a învăța, acumula. Bineînțeles, tot trebuie mai să cunoască anumite aspecte, adică mie mi se pare important ca fiul, fiica, să știe întotdeauna nivelul pe care familia și-l poate permite. Adică, dacă noi nu avem ce să mâncăm și suntem la limită cu cheltuielile și cu datoriile, copilul trebuie să știe unde ne situăm.
Adică putem, mami, să luăm asta, putem să facem asta, vom cumpăra și dar aia, asta vom numai cumpăra dacă și cealaltă. Se discută într-un mod deschis, civilizat, exact, în familie, la o masă rotundă, părinții, copiii. Exact. Uite, asta ne putem permite, asta nu ne putem permite. Să nu-ți dezamăgești copilul când vrea un telefon de 30 de milioane și țipă ca au toți colegii, pentru că niciodată n-a știut în ce situație este familia cu banii. Văd adolescenți de 12-13 ani mari, în opinia mea. Trec deja spre maturitate, adolescență. Ei, vor telefonul ăla de 30 de milioane, de bat cu pumnul în masă pentru el, iar părinții sunt cu 30 de milioane datorie la întreținere. Cu siguranță nu vor da 30 de milioane pe telefon, ci îi vor da la întreținere, ca să aibă unde să stea. Dar copilul, dacă niciodată n-a știut care-s banii în familie și cât își pot permite, acum cere. Și se supără, părinții sunt răi. Mama e rea. Deci am auzit treaba asta. Mama e rea, nu-mi ia telefonul ăla de 30 de milioane. Nu, mama e bună, săraca. Dar datoria aia pe care o duce povară în spate e mai importantă decât telefonul. Spuneați mai devreme de faptul că soții sunt mai agresivi pentru că ei sunt cei care aduc salariul în casă și soția este casnică. De multe ori se întâmplă. De multe ori. Dar ar trebui să conștientizeze că cel mai mult lucrează femeia. Femeie în casă. Era o povestioară în care la un moment dat s-a dat un anunț în presă, angajez consilier perioadă de un an de zile. Și au fost mai mulți candidați prezenți pentru a obține acea slujbă. Și li s-a spus, păi da, știți că nu veți avea, programul este de 8 ore în mod normal, dar aici veți avea un program prelungit până la poate și 24 de ore. 7 zile pe săptămână, nu veți avea sâmbătă, duminică, de sărbători. Cum? Dar ce fel de program e ăsta? Ăsta este programul unei mame. Corect. Deci, cu atât mai mult trebuie respectată femeia, pentru că ea este cea care duce greul în familie, din punct de vedere al dezvoltării frumoase a copiilor, a asigurării unui ambient frumos în familie și așa mai departe. Exact. Exact. Domnul Angel, sunteți de acord? Sunt de acord și trebuie să completez că se completează acest întreg dacă femeia care muncește foarte mult, pentru că este foarte adevărat, femeia este și mamă și soție și om în câmpul muncii, ca să folosesc o expresie mai veche, dar reală, dacă are alături de ea și un bărbat puternic, un bărbat care își dorește să protejeze familia așa cum trebuie și nu doar cu gândul și cu trebuie neapărat și cu fapta, atunci va fi tot timpul, familia va fi un mediu sănătos pentru copii și bineînțeles că noi vom fi ca părinți cei care o să ne bucurăm foarte mult de cum or să ajungă copiii noștri. Dați-mi, dacă îmi permiteți să dau un exemplu, într-un minut, ați întrebat-o pe doamna Liliana ce părere au, ce spun femeile victime în centru. Vreau să vă spun despre o activitate foarte frumoasă care am făcut-o în colaborare cu Centrul Sfântul Sava. Noi am organizat acolo o întâlnire, eu cu doamna Liliana, o întâlnire cu doamne, ca să le explicăm în cadrul acelei campanii care au fost campanii chiar internaționale, la nivel internațional, 16 zile de activism împotriva violenței asupra femeii în luna noiembrie și ne-am întâlnit cu foarte multe doamne acolo, unele care dintre ele chiar au fost găzduite de acest centru, adăpost, cum foarte frumos sună. Și era ceva minunat când te uitai. Noi, pe lângă recomandările utile care le-am adresat doamnelor, la un moment dat, într-un moment de respiro, de pauză, doamnele care au fost agresate, care au fost găzduite acolo, ele personal recomandau anumite, adresau anumite sfaturi celor care erau acolo găzduite în acel moment. Și este foarte important când se face acest schimb de informații. Este foarte important să-l înveți. Știți că e o vorbă din bătrân, tot pățitul-i priceput.
Este foarte important să înțeleagă oamenii, nu numai când îi spune polițistul ce trebuie să facă. Nu, ci cel care a trăit pe pielea lui acel lucru. Să fie cel de lângă el. Cel sfătuiește aproapele, că este un vecin, că este o rudă. Este foarte important să ne aplicăm urechea și la cei. Să facem ceea ce ne este nouă bine pentru a ne proteja. Este foarte, foarte important pentru că am lucrat pe aceste infracțiuni și de foarte multe ori mamele, soțiile care nu au reclamat la momentul respectiv că sunt victimele ale infracțiunilor cu violență, au decedat. Pentru că stat mulți ani. Au stat până a fost prea târziu. Exact. Cred că asta este concluzia cu care încheiem emisiunea din această seară. Dragii mei, invitați, faptul că până la urmă niciodată nu este prea târziu dacă avem curaj să spunem nu violenței. Despre asta a fost vorba în această seară. Ne-am consumat timpul, rămâne însă să ne mai vedem și cu altă ocazie, pentru că, așa cum spuneam și la început, e o plăcere să stau de vorbă cu dumneavoastră. Doamna Șerban, vă felicit pentru tot ce faceți acolo. Vreau să transmiteți felicitări tuturor celor care fac aceeași activitate ca și dumneavoastră. Și o remarcă, în cadrul centrului de violență este un singur angajat, iar restul personalului este în regim de voluntariat. Cu atât mai mult, faptul că voluntariatul îi salvează pe cei care au parte de asemenea tratament, meritați tot respectul și toată aprecierea noastră. Domnul Angel, spor în tot ceea ce faceți, noastră sunteți vehement întotdeauna și nu lăsați nimic să vă scape. Vă mulțumesc foarte mult amândurora pentru prezența în emisiune. Dragi telespectatori și dumneavoastră, vă mulțumesc pentru atenție, bineînțeles. Sunt Ilona Duță. În continuare, rămâneți alături de noi pentru că urmează Maria Stroie cu jurnalul de la TV Buzău. Noi ne revedem luni seara la ora 18. Până atunci, o seară minunată și un weekend la fel.